Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM Suntem la Misiunea Verde și astăzi inaugurăm o rubrică nouă, se numește Natura e acasă, împreună cu VVF România și Fondul Mondial pentru Natură, iar de Stanciu, ambasadorul acestei organizații, este invitatul meu de astăzi, până departe, ca să zic așa. Cât ne întindem. Bine ai venit, de Bine te-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație și... Uh... Mă bucur că stăm împreună să răspundem la întrebarea la ce e bun ursul brun. Astăzi, da, pentru că astăzi, astăzi vorbim despre urs, chiar așa, la ce e el bun și care e viața lui, de fapt? Că pare ușoară. Pare, într-adevăr, foarte ușoară. Dacă ne gândim la momentul în care natura a distribuit rolurile animalelor în pădure, parcă ursul este cel mai privilegiat dintre toate. Adică, cum este să tragi cel mai băban los genetic, să fii și agresiv, și impunător, și drăgălaș când e nevoie, și să ai un to -do care sună mai degrabă a de vacanță. Adică plimbări lungi, mâncărică, somn, iarăși plimbări lungi, iarăși mâncărică. Nu mai urs să fii, nu? Exact. Ți-ai dorit să fii urs. Pare că nu faci nimic toată ziua. Și totuși el este foarte important pentru exact. ecosistem. Ne-am înșelat marnic să credem că nu este folositor. Hai să vedem de ce e atât de important pentru ecosistemul nostru. Exact, cu toate că el nu este conștient, se ocupă și cu controlul populației de animale mici, de animale mari, care, evident, pot uh, aduce la uh, supraaglomerarea uh, vegetației sau la degradarea ei. Și uh, ursul, de fapt fiind prădătorul suprem de la noi, se ocupă cu ținerea sub control a acestora și, automat, ține în echilibru întreg ecosistemul forestier. Uh, mai mult decât că păstrează echilibrul, uh, el are și un rol foarte important la răspândirea semințelor plantelor. Exact, cum, cum Da, El, e de fapt, uh, și un grădinar foarte iscusit. Păi, în momentul în care caută hrană, mănâncă, de exemplu, știm povestea cu uh, fructe de pădure, cu diferite uh, vegetale, el, în momentul în care le mănâncă și iese la plimbare, el, de fapt, în momentul în care elimină semințele prin fecale, le duce în niște zone în care, în mod normal, nu ar germina și nu ar crește uh, genul ăla de plante. Uh -huh. Și, automat, el contribuie la diversificarea uh, și promovarea unor noi specii în diferite locuri. Mai mult decât atât, și iată, tot descoperim lucruri despre uh, importanța ursului, uh, aerisește solul, din câte știu eu. Exact. Uh, Imaginați-vă că atunci când uh, el răscoală solul, uh, caută diferite insecte sau uh, rădăcini, iarăși se gândește la stomacelul lui, el de fapt aerisește solul și ară cum ar veni. E un, un bun agricultor și evident reface și cicl ciclul nutrienților. Uh -huh. Îi repune în circulare și cu ocazia asta iarăși îmbunătățește uh, întreaga vegetație. Așa drăgălaș cum uh, îl vedem uh, sau l-am văzut în desenele animate și cu atâtea calități de animal blând, da. uh, ursul este totuși un animal sălbatic și noi uh, oamenii credem că atunci când îl vedem, ar trebui să i facem fotografii, să le arătăm prietenilor noștri <laughs> ce minunat este să ne fotografiem cu exact, ursul. Exact, dar și arată adevărata natură în momentul în care uh, ajungem față în față cu el. Exact, și asta generează foarte multe probleme pentru, pentru el, pentru urs pentru urși din România în mod special. Știu că voi aveți mai multe proiecte care se ocupă de această relație dintre uh, om și, și urs. Poți să-mi spui câteva lucruri? Da, putem vorbi de exemplu despre proiectul pilot de la Băile Tușnad, care se numește uh, Siguranță pentru oameni, protecție pentru urși. Și uh, care și-a propus să vină cu acest cod de bune maniere al drumețului. Uh, și ce include uh, acest proiect este să învățăm niște reguli de conduită, uh, anume unde să aruncăm deșeurile, cum să ne comportăm cu gestionarea lor, cum uh, să ne comportăm ca și uh, exploratori. Uh, și cum să încercăm să conviețuim cât mai bine cu această specie. Exact. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile frumoase și valoroase pe care le-ai adus în misiunea Verde, iar pe ascultătorii mei invit să intre pe wwf.ro dacă vor să afle mai multe detalii exact. și să ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Până atunci, însă, să fim cu toții, să nu uităm să fim prietenii naturii. Exact. Mulțumesc foarte mult! Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.